Iată, anul nou s-a apropiat. Din ce va fi împodobit la România TV, îl întreb pe Ioan Corpoș, prezentatorul multor telerevelioane. Bine v-am găsit! Și la mulți ani în avans! În studioul DC News, producția de revelion costă. Televiziunile mari astea de generaliste se întreg care mai de care. Era în, la începutul secolului, să spunem, era o competiție comparabilă cu cursa înarmărilor dintre SUA și URSS. Cea mai mare competiție. Așa a venit micul tigru, să spunem, o televiziune de știri care acum de câțiva ani rupe tot. Tocmai asta e ineditul. În primul rând, mulțumesc pentru invitație și mă bucur că pot să fiu aici în fața spectatorilor DC News. Tocmai asta e ineditul, că suntem o televiziune de știri care la început, după câteva revelioane modeste, cu știri, așa cum fac televiziunile de știri, am zis... Iată cum se aprind cum artificiile în Melbourne, nu? Cred că începe exact. Din Sydney, din... Deja, am zis... Acum este miezul nopții la Jakarta. În Pakistan a bătut... Nu, o luau de la est la vest și prezentau momentele... Așa era. Când era la noi 11 noaptea, la Moscova sau eu știu, la Kiev, se trăgeau artificii. Și asta era vedeam absolut noaptea de anul peste nou. Tot. Da. Și mai transmiteam de la o petrecere, două... câțiva lăutari și asta a fost revelionul. Am zis, hai să încercăm, hai să facem ceva inedit. Dacă toți ajunsesem pe locul întâi la știri, să fim pe locul întâi, să arătăm că noi, jurnaliștii România TV, împreună cu cei mai importanți invitați ai noștri, printre care politicieni, avocați, analiști, dar evident și foarte mulți artiști, să arătăm că știm, așa cum știm să muncim și să fim numărul unu la știri, știm să ne și distrăm și să ne distrăm împreună cu publicul de acasă. Și ne-a ieșit din prima. Și asta o spun așa, fără modestie. Ne-a ieșit pentru că cred că e spiritul acela. Am vrut ceva simplu, dar am vrut ceva ce își dorește omul de acasă. Nu neapărat pompos, dar... să fie el, să se simtă bine în noaptea de revelion împreună cu noi, împreună cu invitații noștri. Punctul de break-even sau chiar de mare succes a fost revelionul cu avocata sau în casa avocatei Paula Iacob. Ce amintiri! Da, atunci încă erau acele... Cum a venit ideea să mergeți la Paula Iacob? Pentru că și ea făcea parte tot din familia noastră. Era un invitat permanent, era un om pe care îl sunai oricând, la orice oră din zi și noapte, răspundea la telefon, te ajuta, venea, intervenea. Și atunci i-am propus, doamna avocat, ne-am dorit să fim în casa dumneavoastră de revelion, pentru că vedem, audiențele ne arată acest lucru, publicul vă iubește, vrea să știe ce faceți, vă știe activitatea profesională. Haideți să le arătăm și cum e omul Paula Iacob. Acasă, da, cu prietenii, cu cunoscuți. Exista un risc că fusese în 2002 sau 2003 revelion acasă la Irinel Columbean. Și a fost cea o plictiseală sinistră. Bun, s-a uitat lumea la început, nu știu, câteva 10-15 minute. Da. După care, zero, era în linie ca la EKG când, vezi, în filme, nu, moare... victima împușcăturilor și apare linie. Tocmai de asta. Nimic. Publicul nu poate fi prostit. Dacă îi dai neapărat ceva pompos, neapărat ceva care costă foarte mult. Da, zic, era, dacă te gândeai că domne, a dat Irinel Columbeanu da. Kicks cu revelionul la Vila Columbenilor din Izvoran, cred că era. Da, da. Puteai și cu Paula Iacob. Exact. Nu. Cred că noi de la început am știut că nu va fi așa. Tocmai pentru că știam că omul ăsta, așa cum muncește, așa și trăiește în viața personală. Era ceva fals la Irinel. Adică se oarecum prefăcea da. Pentru cameră. Da, da, pot să spun. Cameră. Era un personaj cameră. Pentru cameră. Nu era neapărat el. Și cred că publicul simte lucrurile astea. Simte falsitatea. La Paula Iacob
cum era în fața ecranelor ca avocat, așa a fost și acasă. S-a distrat, s-a bucurat, a dansat, a urlat, a cântat în franceză, a cântat în, împreună cu toți prietenii ei. S-a bucurat până, știu că era ora 7 dimineața, încheiem revelionul și Paula Iacob, la o vârstă respectabilă, încă dansa, se bucura, spunea da, bancul. E interesant așa, dar e petrecerea ei, nu e a ta. Tu stai acasă, printre sarmale, lângă salata de băf, da, și te uiți și în loc să vezi, eu știu, pe... Da, e interesant. Taylor Swift, pe Elton John, o vezi pe Paula Iacob. Bun, nu zic că nu e antrenant, da? Nu cânta la fel ca... Așa este. Însă oamenii... Eu, Dida Drăgan. Ce am învățat în ultimii ani e că publicul e foarte curios. Publicul vrea să vadă ce e dincolo de acea imagine pe care tu o prezinți. Nu știu, ca, iată, ca un jurist, ca un avocat serios care vine, care pledează, care vorbește despre cauze. Vrea să vadă și altceva. Vrea să te vadă uman. E curios să vadă cine sunt prieteni, cum te distrezi, cum cânți, ce ai în casă, cum îți arată masa, ce ai pregătit, ce... Adică oamenii vor să știe lucrurile astea, vor de culise și atunci când le ofer, pentru ei e altceva, e spectacol, e da, ceva inedit, ce nu au văzut. V-ați mutat în sediu RTV în ultimii ani. Da, adică acum... n-a mai fost în... Acum e o premieră, casa. Acum... Revelionul nostru va fi din noile studiouri HD România TV, adică cu totul altă imagine, dar am păstrat rețeta. Adică așa cum am fost în anii trecuți în garsoniera noastră micuță, nu în studiouri pompoase și hale, da, imense, am păstrat aceeași rețetă. Nu am vrut să fim răsfirați, să fim într-o hală imensă în care să nu ne poți deosebi, ci să fim cu toții acolo împreună, așa cum suntem și în studio în timpul emisiunilor, cu invitații, cu prieteni, cu artiști. Când, zic, când ați schimbat, când ați plecat de la revelioanele cu Paula Iacob în vilă în acest studio? A, în când acest am schimbat, studio, acum sunt deja, sunt deja, avem câțiva deja ani. Câțiva ani, avem deja câțiva ani. Și când ați luat hotărâre, iarăși era un risc. Era un risc, dar atunci a fost momentul în care ne-am spus, trebuie să încercăm. Am știut de ce suntem în stare, că putem, o mână de oameni. Evident, există și un creier al acestui program, al acestui revelion. Și, așa cum se face totul în echipă, am spus, facem și vom câștiga. Și așa s-a și întâmplat. Dar, repet, păstrând niște lucruri importante, esențiale. Da, să, costurile să fim noi, de plecând de la, mă rog, la Paula Iacob, nu erau costuri, artiștii erau invitații ei sau... Dacă mă întrebi, dacă mă întrebați... Adică o chestie asta la... grandioasă, așa, cu zeci de... Da, dacă mă întrebați, invitații. Noi avem peste 200 de invitați la acest revelion. Adică e un record, aproape 300 și nume importante și puțin mai târziu chiar o să dau câteva nume. Dacă vorbim de costuri, aici întotdeauna, și o să-l amintesc pe celebrul Dan Negru, omul revelioanelor, nimeni nu a reușit să-l întreacă pe Dan Negru, întotdeauna a vorbit în termeni laudativi despre revelionul România TV. A spus că e un fenomen, că e ceva incredibil, că nu există așa ceva. Adică cu costuri minime, cu costuri foarte, foarte mici, să faci ceva atât de măreț, de grandios, când tragi linia, audiența să fie aproape până la cer. Ceea ce e mare lucru și nimeni nu a reușit acest lucru. Chiar dacă... La onorarii mari, nu vorbim de invitații, da, politicieni, analiști, vorbesc de artiștii. Au un onorariu sau... Toți artiștii au un onorariu. Și se adună niște... Dar la noi, fiind și televiziune de știri, la noi nu există un onorariu pentru absolut nimeni, pentru niciun artist. Vin de plăcere. Vin de plăcere. Vin pentru că știu că vin într-un program care, din care... Parcă își doresc și ei să facă parte. E un program pe care îl dedică până la urmă publicului lor, care după acest revelion sau după orice spectacol la care participă, apelează la ei, le ascultă muzica, îi invită la evenimente și tocmai asta e. Încercăm la premiile Oscar, nu
Sunt plătiți... Nu sunt. Eu știu... Clint Eastwood sau cine m-a invitat în sală? Asta mă întreabă toată lumea și da, e o chestie de culise pe care o spun corect. Dacă la marile spectacole, marile revelioane, din ce știu, artiștii evident sunt remunerați, primesc onorarii și evident se și comportă. Dar aici vin ca la o petrecere. Dar e întrebarea cum îi selectați. E unul care sună, bă, nu m-ați invitat, nu vă e rușine data viitoare să se întâmplă nu mă chemați la nuntă, că nu m-ați chemat la... Se întâmplă întotdeauna. Nu ai cum să îi inviți pe toți. Pentru că sunt foarte mulți. Noi vrem să fie alături de noi cei mai mulți, cei mai buni. Dacă în acest an, nu știu, nu vreau să dau neapărat un nume, nu se regăsește pe lista invitațiilor un anumit artist, nu înseamnă că nu e bun, nu înseamnă că am uitat de el. E foarte posibil că a fost anul trecut și e foarte posibil că va fi invitat la anul. Adică facem așa o rocadă, să nu uităm. Abia s-a încheiat Crăciunul. Am avut un Crăciun de poveste, un Crăciun extraordinar pe care l-am prezentat alături de Corina Chiriac, unde am avut din nou aproape 100 de artiști. Mulți artiști care nu se regăsesc pe lista de Revelion, cu totul o altă listă de invitați și publicul a apreciat. Am fost pe locul întâi în preferințele telespectatorilor în ziua de Crăciun. Sunt și invidii, sunt și certuri între artiști. Dacă zice unul, băi, eu nu vin dacă îl aduci pe... Prea mă întrebați din culise, dar suntem acum la final de an și... Dacă e ceva mai bine, evit, dar nu am să mint. Da, există și astfel de, ca în orice meserie, ca și între jurnaliști, evident și între artiști, există astfel de chestii, astfel de invidii. Noi atât de mult ne-am educat noi pe noi și oarecum și invitații... O ceartă în noaptea de Revelion, nu știu, nu mai zic, o să avem, o păruială. O să avem, o să avem, da? Dar la modul acela pozitiv, de dragul show-ului, de dragul spectacolului, dar nu... Eu chiar vreau să vă spun, pentru că avem, chiar și astăzi încă avem repetiții și am avut repetiții în ultimele săptămâni aproape în fiecare zi, nu există astfel de lucruri. Adică oarecum am impus, nu le-am permis artiștilor să ajungă aici, să-și permită să spună, nu știu, vin, dar doar dacă cânt asta și doar dacă nu vine X sau Y. Nu există așa ceva. Ei știu că noi vrem să facem o petrecere pentru publicul nostru, ca o familie, să fim cu toți împreună și să ne distrăm, dacă acceptă condițiile noastre, fără să le spunem neapărat. Ei știu acest lucru și atunci nici ei nu-și permit să pună condiții. Știți regulile din presă, ce nu s-a văzut la TV, nu? E titlul. Evident. Dați-ne un, nu știu, o amintire, o întâmplare haioasă, ceva să... din culisele acestor tele-revelioane. Revelioane TV. Sunt multe. O să vă dau, de exemplu, o întâmplare haioasă de la Revelionul de anul trecut, când am avut și atunci, am fost în premieră și noi am introdus măștile la Revelionul nostru. Oricum, anul acesta va fi cu totul altceva. Va fi delir, va fi o nebunie totală în ceea ce privește măștile și mai avem o premieră, vă spun imediat. Anul trecut a fost cea cu... era doamna Saveta Bogdan, cunoscută interpretă de muzică populară, care purta o mască, eram cu toții acolo, deconspiram cine e, cine e, toți invitații încercau să ghicească el, ea, dădeau tot felul de nume și până la urmă, într-adevăr, nu neapărat de dragul show-ului, adică ne cunoaștem, știm limitele, dar nici măcar nu mi-am dat seama, încercam să deconspirăm, să dăm jos, nu știu, din haine, din palton, din ce avea pălărie, am luat și am încercat să iau, să văd ce are în păr, ce are și brusc peruca. Adică a fost așa o... Când a văzut doamna Saveta peruca înapoi, peruca jos, a fost așa o chestie hazlie care s-a regăsit și în promo, apoi s-a regăsit am și... Am trecut ceva dată cu mulți ani și am văzut că era fuego și nu mai vrea să plece și se grăbea, sau adică dorea să intre, era programat o altă persoană, dar... Trăistarul, pardon, nu Fuego. Trăistarul nu se mai dădea dus, i-a plăcut, da. Așa a fost, așa e și acum. Să știi, vine la absolut toate repetițiile. Așa și
Da, spunea, dumneavoastră, dar cu rândul meu nu mă lasă... Da, e ca un elev... din asta se întâmplă, eu trebuia să fiu, eu trebuia să intru, lasă-mă. Adică din asta se întâmplă, dar... Important bon, nu s-a să... supărat, dar trepida acolo în culise și... Trebuie să arie și acum la fel. Melodie, deci da, dansează non-stop la toate repetițiile, asta. Cântă, se implică, ajută pe fiecare. Avem o mare premieră la acest revelion. Sunt scenetele. Dacă anul trecut am introdus măștile și acum din nou vom avea măști și apropo, e o mare surpriză. Am văzut și articolul din DC News cu morsa competentă. S-a zvonit, da. O fi, da, zvonistica. O fi și Bogdan Chiriac. Nu vreau deocamdată să vă spun, dar avem niște măști în primul și în primul rând și uite, mi-am și notat, mi-am adus așa o ciornă ca să nu uit. O să-l vedeți pe Donald Trump, o să-l vedeți pe Vladimir Putin, Hillary Clinton, morsa competentă, Obama, Kim Jong-un, dar niște măști. Probabil ați văzut, dacă v-ați uitat la televizor și în promo, nu ai cum să-i recunoști. Nu știi. Atât de păi bine... Și atunci care mai e? Dacă... Păi tocmai asta e. Tocmai asta e. Să găsești omul, personajul care acceptă să intre în rolul respectiv, să accepte să poarte masca, da, să vorbească și, ca personajul. Vin și polițiști, că uite, trebuia să-l faceți pe unul în rolul vărului lui Chereche și ca să vedem dacă îl recunoaște. Dacă îl recunoaște. Avem buletin, și polițiști, după... avem chiar lideri din poliție. Așa, păi și... ăștia trebuie să uite după, nu după față, după ureche, după alte semne. Cel mai cunoscut polițist din România va purta chiar o mască și va fi foarte greu de recunoscut. Nu știu, de exemplu, să o vezi pe Hillary Clinton. Cum și-a intrat personajul, nu spun deocamdată despre cine este vorba, în rol, cum poartă acea mască, cum vorbește, fiecare gest, cum s-a pregătit, până la urmă, zile întregi ca să intre în acest... acestea sunt sketch-urile? Scenetele? Nu, acestea sunt măștile. Pe lângă asta avem scenetele. Vă amintiți scenetele de odinioară? Acele scenete... super, pe care le vedeam în noaptea de revelion și ne bucuram cu toții. Cum vedeam pe Stella, pe Arșinel. Acum, din acest an, avem și noi scenete. Da, inițial am fost puțin... Maximilian? Da, el e... Noi am preluat scenetele de odinioară și pe alocuri le-am adaptat. Vreau să vă spun că o să vedeți niște momente, în promo se vede foarte puțin. O să vedeți niște momente cu mulți invitați pe care îi cunoașteți la televizor, invitați România TV, în niște roluri de excepție. Nu credeam că pot intra așa în personaj și pot juca atât de bine și își vor lua rolul atât de mult în serios. Nu știu, doamna doctor Monica Pop. Deci când o să o vedeți, e de nerecunoscut. Andreea Crețulescu este surpriza surprizelor în ceea ce privește prezența într-o piesă, într-o scenetă în noaptea de revelion. Alături de riscul cel mare e să meargă spre film, că am văzut acum tot... Nu. Când se poartă, tot influencerul face film. Corect, corect. O să o vedeți pe Saveta Bogdan. Alice Drăghici, o cunoașteți, da. Celebrul avocat. Joacă atât de bine, și-a luat atât de în serios rolul pentru, până la urmă, și e respectul față de publicul de acasă și pentru sceneta de odinioară, ca să respecti așa cum a fost, cât se poate. Vă spuneam, am mai adaptat, sau Aurel Tămaș. Deci scenetele sunt extraordinare. Am râs cu lacrimi, e delir. Deci, să vedeți, acum nu pot să vă arăt aici imagini de la repetiții, pur și simplu toți cei care sunt în culise, toți cei care filmează, toți producătorii, toată lumea râde cu lacrimi, se ține de burtă, deci pentru că sunt atât de, nu știu, cu bun gust și cu viață multă. Pe Fuego, uite, o întrebare, mai te ocup de mediul ăsta artistic, da. Să zicem spre zona pop art, artă de mare audiență, elitiști, artiștii cu dănișă, Doamne, strâmbă în nas sau râd sau fac glume despre Fuego. De ce? Că e un artist, are voce, e... Știi, e fac că mai aud de la unul, de la altul și li se pare și lor hazliu. Dar în același timp, dacă îi asculți pe toți, toți îl ascultă, sau foarte mulți dintre ei îl ascultă, foarte mulți îl urmăresc, foarte mulți
plătesc un bilet și merg să-l vadă la sala Palatului și așa mai departe. E un artist, eu l-am avut invitat acum la spectacolul de Crăciun. La toate momentele când Fuego era pe micile ecrane, audiența era până la cer, adică și asta arată, indiferent de vârstă, pentru care melodiile acelea care prind, care în primul rând are voce, și are voce de, și prezență scenică, corect. Deci asta e așa, e, știi cum e? Exact cum e cu manele. Nu ascult manele, nu mă uit, Doamne, cine e ăla? Dar toți îi știu, toți cunosc melodiile, toți îi ascultă, toți în noaptea de Revelion sau la orice petrecere, dansează, cântă pe manele. Până la urmă e firesc. Da, sigur, acum strâmbă din nas și la TV, dar când erau la Pro TV, manele nu erau deranjați. Evident. Dacă o să vă uitați, că, practic, cu siguranță, Pro TV a început genul ăsta muzical. După care a făcut o pauză ani la rând și nu a mai avut Revelion, au reînceput anul trecut, pentru că nu vreau să vorbesc acum. Dar ce ne deau anul până acum? Au avut filme pentru că Dan Negru era liderul. Și atunci nu avea rost să faci pentru că orice ai fi făcut. Da, stați-o, că, și concurența asta, că în fond nu suntem, adică nu se epuizează publicul. Pe primul loc e Dan Negru, pe locul 2 era Teo Trandafir, nu mai știu cine mai era. De exemplu, da. Și care e problema? Publicul tău se uită. Sunt unii care nu acceptă, sau sunt unii care spun, nu accept să fiu pe locul 2 sau pe 3, sau de ce să investesc atât de mult și bani și muncă, dar ca să fiu pe doi. Mai bine dau un film în care nu investesc nimic și voi fi tot acolo, poate. Cred că... Păi da, dar voi fi acolo, dar cu alt public. Cu alt public, corect. Cred că, nu știu, își asumă sau s-au gândit că orice ar face nu vor excela și atunci decât pe o listă... Să facă economie, da, mai bine decât... Și acum au reînceput de... Au reînceput de anul trecut, da. Bun. Au reînceput foarte bine. E, de exemplu, noi nu concurăm cu nimeni. Noi nu vrem să concurăm nici cu orice Revelion de la o televiziune generalistă. Noi nu concurăm. Noi vrem să fim noi. Noi vrem să fim pe placul publicului nostru. Mi-am aruncat un ochi la TVR și am fost acum câțiva ani, 2 ani, nu mai știu. Și era ceva sinistru. Adică oamenii erau... Mi-aduceam aminte de manifestările la care te aducea Ceaușescu. Păcat. Stăteau în sală, mai făceau așa, adică se vedea clar că erau niște unii plătiți să aplaude, aplaudați sau asta cum să le zic. Asta e diferența. Dacă vii, dacă ești plătit până și să aplauzi, dacă ești plătit să interpretezi, dacă ești plătit să spui ceva, dacă ai prompter în față și noaptea de Revelion ca prezentator, nu mai e. Da, e grandios, e frumos, sunt bani, zboară totul pe acolo, e ca un OZN. Dar nu e chestia aia pe care o vrea majoritatea, bucuria aia, nu știu, să simt simplitatea aia, revin la cuvântul ăsta. În familie. În familie, da. Da. Era și un film cu Demrădulescu astă seară, Dansăm în familie. În familie. Nu știu. Să vă mai zic o premieră. Probabil că e reluat pe aici. Orice Revelion începe la 8 seara, 9 seara. Noi, și noi așa am început, la 8, apoi la 7, apoi fiind foarte mulți invitați, am zis, hai să mai lungim puțin și am început la 6. Acum, Revelionul acesta, și din acest punct de vedere, va fi cu totul inedit, începem la 3 după amiază. Adică atunci când foarte mulți încă abia încep pregătirile pentru Revelion. Nu are sens că nici nu prea sunt știri. Așa ce este. Să se întâmple? Iar sfaturi de Revelion. Nu mâncați, cârnați, și văzând la luați da, sau aveți grijă, sau circulă exact autobuzele X, Y, programul magazinelor. Am spus, dacă avem atât de mulți începe, invitați. De pe la 3 începe bombardamentul cu ce s-a întâmplat la Jakarta. A venit anul nou la New Delhi și... Și atunci mai bine așa, începem da, noi petrecerea la 3, atunci când deja lumea e în acel spirit al anului nou, când încep pregătirile, când, având foarte mulți invitați, având extrem... Deci o listă foarte mare și o să dau câteva nume imediat. Atât de multe momente bune, văzând totul la repetiții, am zis, show-ul acesta trebuie să fie mult mai mare. Și începem la 3 după amiaza și până a doua zi, până pe 1 la 7 dimineața,
vom petrece la Super Revelion. Bun, nu toată lumea rezistă sau unii sunt la petreceri în stradă și atunci TVR-ul inventase în vremea lui Neanicu. Îmi amintesc, dacă doriți, dacă doriți să revedeți. Și practic ei erau în concediu la TVR până pe 2 ianuarie, pe seara până pe 3 ianuarie și dădeau reordine. Eram copil și mă uitam întotdeauna și îmi plăcea enorm, pentru că chiar dacă vedeam în noaptea de Revelion, îmi plăcea să văd și reluările. Da. O altă chestiune, ca și un test al Revelionului nostru, întotdeauna în ziua de Crăciun. Și aveți reluări? Deci cine nu poate să stăm la 7 dimineața? Best of cele mai bune momente, cu siguranță vom avea pe 1 și pe 2, dar am mai făcut și o altă încercare, un alt test. În ziua de Crăciun, la ora 5 după amiaza, când toată lumea e acasă de Crăciun, împreună cu invitații, după masa de Crăciun, se bucură, se uită la televizor, se bucură de cadouri și așa mai departe, am dat repetiții, imagini de la repetițiile Super Revelionului România TV. Ca un test să vedem cum gustă publicul, dacă e ce își dorește omul de acasă să vadă. Vreau să vă spun că audiențele, și nu o spun eu, o spun rapoartele oficiale de audiență, au fost extraordinare. Am avut, anul acesta am dobărât orice record, doar cu repetițiile Revelionului. E un semn making că, of. Making of. E un semn că până la urmă facem ce trebuie, adică sau facem ce vrea majoritatea, ce vor oamenii de acasă. Le-am arătat, uite, asta o să vedeți, cam asta o să vedeți în noaptea de Revelion dacă veți fi cu noi. Criticile, că au mai fost, sunt justificate? Criticile sau invidioase? Sunt. Și. E bine să existe critici. E foarte bine. Dacă nu te critică nimeni, înseamnă că ceva nu e în regulă. De anul nou, cât ai fi de elevat, elitist, nu te uiți la drame, la tragedii, destinele omului, lupta dintr-un cuplu. Mă uitam la Festivalul Național de Teatru anul ăsta. Doamne, nu era nicio comedie, dar niciuna. Doar drame și piese foarte grele. Nu drame de astea care pun problemele omenirii, da, fascismul. Futuriste, da, corect. Am văzut și am fost și eu. Și după aia ne plângem că nu vine lumea la teatru. Adică vin 100 de activiști și 100 de artiști invidioși pe aia de pe scenă. Și cu asta basta. Iar în restul anului, tocmai de asta, se duce lumea la... Tocmai de asta oferim o combinație și... Diferă, evident, Revelionul de ce a fost la Crăciun. Le dăm mai multă petrecere, mai multă muzică, mai antrenantă, mai... Chiar dacă un academician nu faceți educație, nu abordați probleme globale, nu... Noi nu trebuie să... Drame, rolul nostru nu e să educăm, mai ales în noaptea de Revelion și nici în afara Revelionului. Nu suntem un post public de televiziune. Telecomanda e acolo, la telespectator. TVR-ul ar face treaba asta. Ar trebui să... Școală în noaptea de Revelion. Ar trebui să facă, nu neapărat de Revelion. Dar îmi spunea un academician anul trecut după Revelion, un om foarte serios, un om care ascultă, citește, ascultă muzică la un anumit nivel și așa mai departe. Și mi-a spus, băi, degeaba am vrut cu invitații mei să fiu așa mai elitist la masă, pentru că am luat telecomandă, am mutat la voi, când am văzut ce e, eu care, și mi-a spus adevărul, nu ascult manele, nu, dar când i-am simțit pe invitații mei cum... Încercau, erau așa, dădeau din picioare, le era puțin rușine. Sunt manele de... Da, să nu pară că sunt altfel decât... Și când am văzut, am zis, băi, simțiți-vă, fiți voi și bucurați-vă și distrați-vă. Și au dansat în casă pe manelele de la noi. Ce maneli își vin? Că înțeleg că ei sunt... Vă dau câteva. Da, dar nu vreau să... Adică avem foarte mulți maneli și tot respectul pentru ei. Asta mai trebuie să știe cei de acasă. Dacă spui manelist, nu înseamnă că... Adică e un om care îți cântă muzică de petrecere. Muzică care vinde, muzică care se cere la nunți, la botezuri, absolut oriunde. Iar maneliștii ăștia pe care unii poate îi huiduie sau așa mai departe, sunt unii dintre cei mai serioși artiști. Pe așa dacă îi suni, vorbești cu ei, te înțelegi într-o chestiune, vin, respectă, ajung la timp, se țin de cuvânt. Adică sunt profesioniști, au un job, nu... Serios, deci sunt niște oameni extraordinari, niște oameni pe care te poți baza, care spun un mulțumesc după, care sunt foarte respectuoși, care... Nu-i auzi vorbind pe la spate, pe unul, pe celălalt, pe colegi.
Chiar vorbesc, ei, între ei, chiar vorbesc cu admirație despre ei și cred că și pentru asta, iată, sunt acolo unde sunt și li se datorează succesul. Vă dau câteva nume, da. Dar vă dau așa, pentru că vorbeam și de actor și de scenete, să o vedeți pe... Mulți români o cunosc și o admiră pe Jeni Nicolau. E invitată peste tot, cunoscută actriță din Craiova și în diaspora. Va avea niște momente extraordinare. E una dintre vedetele acestui revelion. Înainte să vă dau artiștii, pot să vă spun două vorbe despre prezentatori? Da. Pentru că e una dintre cele mai mari surprize. E, putem să spunem, e un transferul anului, pentru că vine ca prezentator al acestui revelion. Nu. E o figură publică foarte cunoscută, iubită, apreciată, cântăreața Vlăduța Lupău. Este o fată, este un om extraordinar, un artist foarte bun, foarte apreciat. Acum de Crăciun, chiar în ajunul Crăciunului, a avut concert la noi, vine acasă de Crăciun, concert pe care l-a avut în mai multe orașe mari din țară. Mai sunt afișele prin capitolă. Și a fost lider de audiență. Și Vlăduța Lupău a acceptat din prima, atunci când a fost sunată de noi, să intre în această echipă și să prezinte. Ne-am gândit la o figură cunoscută, iubită, frumoasă. Cum prezentă? Da. Așa. Deci ea, vreau să vă spun, și va face senzație. E o altă surpriză plăcută acestui revelion. Marius Niță e showman, e omul spectacol, e spontan, e carismatic, le are pe toate. Și cel de-al treilea sunt eu, omul care e cu emoția, e cu... Deci e o combinație perfectă. Cel care ne-a ales, adică redactorul șef al postului România TV, cred că a știut de ce alege această combinație pe noi trei. Vă spun dintre artiști, da? Georgiana Lobonț, Vali Vigelie, Jean de la Craiova, Angela Rusu, Caval, Andreea Bănică, să nu uităm, George Simion și cu soția, printre politicieni, doar una dintre surprize, au acceptat și vor fi împreună cu noi noaptea de revelion. Asta o să aducă multe critici. Poate să aducă. Noi am invitat pe toți politicienii, iar momentul și ceea ce pregătesc ei pentru noaptea de revelion va fi senzație. Ceva ce nu au mai făcut până acum de în fața televizorului. Avem și de la PSD, De la PNL, avem de peste tot. USR. Și noi i-am invitat pe toți. Acum nici nu mai știu dacă avem de la USR, pentru că noi nu ne-am uitat dacă de la USR. Sunt mai serios și așa mai... Da, nu avem nimic. Cred că în absolut toate partidele sunt super oameni care vin și vor să se și vor să fie și cu publicul nostru. Să nu mai spun de... Puțin mai devreme aminteam de Andreea Crețulescu, să-l vedeți pe Ciutacu. Și Ciutacu va avea niște momente extraordinare, chiar memorabile. În ce duete a acceptat să fie, să cânte, să danseze. Adică să vedeți, nu prea are voce. Cu totul la... Bun, sigur. Nici nu trebuie să ai. Când vezi pe omul ăla că e cu tot dragul și e prezent acolo și face spectacol. Dar fără discuție că nu e X-Factor sau așa este. Gheorghe Gheorghiu, aici să vă spun și alte nume, uite, nume artiști iubiți, respectați, Gheorghe Gheorghiu, care a acceptat, vine la revelionul nostru, Mioara Velicu, Maria Dragomiroiu, Constantin Enceanu, Mălina Vasiloaie, Prestij Orchestra, Nicu Paleru, Carmen Șerban, Claudia Pătrășcanu, Gabi Nistor, Aurel Tămaș, Steliana Sima, Nelu Vlad, îl cunoaștem cu toții, Adriana Antoni, Doinița Fluturu, Soții Nemeș, Adriana Ochișanu, Igor Cuciuc, deci și artiștii foarte buni din Republica Moldova, Emilia Dorobanțu, Aurora și Sândel Mihai, fratele Andrei. Deci foarte, foarte, foarte mult și lista, acum nici nu mai vreau să, pentru că evident voi omite, nu sunt toți notați aici, asta așa cum mi-a venit pe moment să-mi fac repede o ciornă în drum spre voi. Doamna Jurca, pentru că vorbim și de jurnaliști și am avea foarte multe duete. Duetele pe care le-am consacrat la revelionul nostru au rămas acolo ca un punct forte al revelionului. Doamna Romica Jurca, doamna Meteo, doamna pe care o cunoaște toată lumea, ea dă vremea exactă la televizor. Și pe dânsa, când o să vedeți cu cât drag, cu câtă viață, cu câtă bucurie e acolo și e prezentă, nu pentru că i-am spus trebuie că e ordin de serviciu, pentru că și-a dorit să fie. Noi nu am obligat pe nimeni, nici măcar dintre colegi. Participă doar cine vrea, dar toți au vrut. Și toți artiști pe care i-am sunat, sau politicieni, și când le-am propus, nu a trebuit să vorbim. Sunat? Pe cine? Raed Arafat?
Pe domnul Arafat nu l-am, nu l-am invitat. De ce mă întrebați? Ați așa curios, așa, pentru că vedeți în știrile noastre. Nu, dar... Nu, mi-aduc aminte, era Toma Caragiu avea, apropo de sketch-uri, de scenete, da, cum da. El avea și monologuri și automat și povestea de pompierul de la teatru. Avea o... Da, da. Poate îl... Da, uite, e o idee la anul să îl invităm, indiferent de anumite știri pe care, sau anchete pe care le facem. Aici e altceva. Și ei trebuie să facă diferența și, până la urmă, suntem oameni, mai ales fiind acum sărbătorile, trebuie să stăm, să ne oprim puțin și să ne gândim mai bine și să fim, până la urmă, mai buni și să acceptăm că fiecare își face meseria, așa cum ei își fac, sau... încearcă să-și facă treaba, așa ne facem și noi meseria noastră de jurnaliști. Bun. Eu sunt foarte entuziasmat de revelionul ăsta, pentru că, nu știu, punem cu toții... Punem pe parcursul acestei nopți, nu știu, suflet. Câte ore sunt, multe. Multe, nici nu le mai număr, că am mai tot lungit programul. Ce consumă Ioan Corpoș, nu știu, salată de băuf, nu știu, cu în te retragi undeva, da, și mai ciugulești-o, păi, sărmăluț. Acum să vă spunem adevărul, la aceste filmări, mai ales când e și... Stres, e un stres, evident, sunt ore întregi la repetiții de filmări, când nu e nicio pauză, când nu ai timp de un pahar cu apă, pentru că trebuie să fii acolo atent, se filmează, nu ai timp de gesturi, de ieșit, de... Evident că există și pauze, există pauzele publicitare, când cu toții ciugulim câte ceva, evident că mesele sunt pline, mulți vedem la... Asta e, ce-mi place cel mai mult? Trage. Tot mâncarea aceea de acasă, de la mama. Șnițelele cele mai bune, salata de băf, sărmăluțele... Cu mazăre sau fără salata de băf, să ne înțelegem că e aici o discuție. Mie cu mazăre îmi place. Cred că nu s-a stins. Cred că e gustul acela de salata de vinete, gustul acela de acasă, dacă seamănă oriunde mergi, dacă seamănă cu gustul de acasă, de la mama, e cel mai bun. Orice în afară de stafide, să nu fie cozonac cu stafide. Singurul lucru pe care nu pot să-l mănânc. Și cât mai mult dulce, din păcate, se vede. Arzi caloriile pe ringul de dans. Da. Și te uiți în reluare. Stai, că nici nu mai știu cum cade revelionul cu atâtea zile libere și sărbători. Și a doua zi te uiți să vezi cum a fost, la dacă doriți să revedeți. Da, și... Te uiți la... Mă uit. Anul acesta o să mă uit de la muncă, pentru că sunt de serviciu și pe 1, deci după revelion sunt de serviciu după amiază, dorm câteva ore, vin la muncă, am emisiuni după amiază, am emisiuni seara, pe 2 ianuarie la fel, pentru că așa e în televiziune, se muncește, suntem împărțiți în ture, nu e nicio problemă, adică suntem obișnuiți cu asta și ne luăm libere când ceilalți telespectatorii sunt la muncă. Și telespectatorii sunt în mini-vacanțe. Mulțumesc! Da. Și eu mulțumesc! Un an bun! Un an bun! Și le spun celor de acasă să zapeze pe România TV, să se uite la revelionul nostru. Să zapeze, să mute, că după ce a apăsat nu mai pleacă. Să rămână acolo și să se distreze. Pentru că se vor regăsi, cred, și ei. Și se vor bucura de ce le oferim anul acesta. Un program cu sute de invitați, cu oameni faini care vor să-i bucure, care vor să fie în casele lor și să fie așa ca ei. Simpli, bucuroși că e anul nou. Super revelionul României va fi beton. Vă garantez. Mult succes! Mulțumim la frumos! Revedere.